Am revenit în direct, oameni buni, suntem din nou cu dumneavoastră și cu sărbătoritul zilei, nimeni altul decât domnul Virgil Ianțu. Traduce-și pentru persoanele cu deficiențe, te rog frumos. Cum e? Deci, vorbești foarte tare, eu aud, chiar dacă am 53. Adică, nu. 53 de ani omul nostru împlinește, oameni buni, astăzi. Vă rog frumos, intrați pe Instagram, spuneți-i la mulți ani, pe YouTube, pe Facebook, căutați-l și spuneți domnului Ianțu la mulți ani. Vă mulțumesc, deja am primit foarte multe mesaje și vă mulțumesc pentru ele. Bine m-a invitat. Zic cum e la 53 de ani. Dar de ce dai așa pe râs un pic? Zic la 53 de ani. O să râs că e mai bine decât tu ai 46. Da, e mult mai bine. E mult mai bine. Deci da, ai trecut de pragul ăla de 50 și gata. În care nu mă mai gândesc ce vârstă am și asta e, merg înainte. Dar oricum la tine eu te suspectez că tu ai găsit niște ceaiuri ceva, că la tine nu se vede nicio schimbare de la an. Singurul gând care îmi vine așa din când în când minte e că peste mai puțin de 7 ani de azi înainte, peste 6 ani și ceva, sau 60. Asta e foarte mișto, nu e de râs. Nu, nu e de râs, dar nu are râs de 60. E, lăsați, încă nu, da. Oameni buni, Virgil Ianțu, omul nostru, arată senzațional. Să știi că am un cadou pentru tine, stai pic, că n-ai... Sper că nu e ironic. Nu o să pleci cu mâna goală de aici, de la noi, de la emisiune. Mi-a luat ceva mișto? Da. Stai să vezi, în primul rând, ți-am luat un tort... Ce, un cățeluș? Ți-am luat un tort de vanilie. Pentru că îți place vanilia, dar corect? De unde știi, mă? Pentru că știm totul despre tine, Virgil. Mănânc foarte rar tort, dar dacă e de vanilie, gust, da, așa, rar. Îți mulțumesc. Este pentru tine, suflă și tu lumânare. Nu că scuip și după aia nu mai... Nu. Deci, la mulți ani, Virgil Ianțu, ați aflat, mulțumesc, oameni buni, de asta se menține așa, pentru că mănâncă rar tot, da, ceea ce înseamnă că mănâncă eu rar cum dulce. Faci tu, eu știu cum faci tu cu invitațiile, aduci câte un tort, că știi că nu o să-l ia la ei și o să-l mânca tot voi. Păi de ce nu-l iei? Cum să-l iau, să plec de aici cu tortul, să zic că toată lumea mâine... Bă, l-a plecat cu tortul, frate, nu ne-a lăsat o felie. Cine? Cum? Colegii din spate, nu? Toți, da, și inclusiv tu. Exact. Am văzut că mănânci cozonaci pe aici, opa. Opa, și mai am încă un cadou pentru tine, sper să-ți placă, pentru că de știu unde că... l-ai primit? Nu l-am primit, l-am cumpărat, dar am pus pe el pentru că... Ai văzut ce e? Da, un decantor, îți mulțumesc. Pentru că se sparg destul de ușor. Se sparg destul de ușor și e un decantor pentru că ești amator de vin de calitate și uite, și un tirbușon electric. Bă, ăsta chiar mi-a făcut niște cadouri frumoase. Pe banii producției sau mi-ai luat tu? Că e important. Dar apreciez. Mulțumesc tare mult. Păi ce drăguț a devenit. Bă, e ce-ți place? E ce-ți chiar un cadou? Ce e util în casă, că am musafiri, trebuie să... O să-l și folosesc. Mulțumesc. Exact, foarte frumos. La mulți ani încă o dată domnului Virgil Ianțu. Mulțumesc. Bun. Haideți să trecem și la lucruri puțin mai serioase. Vreau să te întreb un pic așa. A rămas piesa de mai pus-o... Da. Înapoi. Da, am ascultat o piesă. Stai că voiam să fac niște corecturi. Stai că nu e emisiunea ta. Una la mână, ăla nu e abac, e numărătoare, ce am văzut-o mai devreme. Abacul era o chestie pe care am prins vremurile, când s-au inventat, era ca o mașină de calcul din care scoteai și trăgeai niște segmente și așa calculai. Da. Aia e numărătoare cu, da, da, cu bile și cu nu știu ce. Și a mai fost o chestie acolo. Ce... Da, am uitat, da. Firesc. Da. Am înțeles că Iasmina anul ăsta va pleca... Nu ai alte subiecte? De sau... casă. Ca tată, cum te simți, Virgil, când iată fiica ta a ales să plece în străinătate, departe de voi, pentru studii și pentru o viață mai bună după aceea? Sunt foarte relaxat, abia aștept. Unde pleacă? Pleacă la... era să zic, în Spania pleacă și gândul ăla nu... Deci pleacă la studii în Spania? Îmi place foarte tare, da. Dar na, eu o să mă bucur pentru ea, dar știu că o să fie dor de noi ei și atunci ăsta e gândul. La ce pleacă? Ce studii? La ce? Fizică cuantică în primii 5 ani, după care chimie atomică. Nu, mai se duce la... mai dacă semăna cu mine așa, ăsta era drumul. Nu, se duce la o școală unde de fapt învață structura unui business, management și pe parte de hospitality, luxury brands, evenimente, e foarte proactivă. Și în Spania mai exact unde? În Spania mai exact știi tu, dacă tot mă întrebi. Într-un loc frumos, unde unii își fac case, își fac... Da. Și de cum te obișnuiești cu... cu gândul că totul se duce într-un loc unde dacă intri pe Google și cauți Portobano în Marbella,
O să vezi... E foarte bună întrebarea. O să vezi ce înseamnă, într-adevăr, știu luxury. Am mai trecut și eu pe acolo, dar ideea e că am foarte mare încredere în ea. Avem și prieteni în zonă. Iandu acolo, care tocmai îmi trimitea o poză. Ce calm, e prea cald. Era în tricou și era prea cald. Ando și soția lui Simona, sunt acolo. Da. Simona sunt de vreo 9 ani de zile. Da. Și e un loc unde mai am și o verișoară, avem o comunitate deja acolo stabilită și cumva o să fie susținut în tot ce face. Sper că nu numai așa. Deci, iată-o pe Iasmin, am văzut acolo, și iată-o și pe soția. Opa, ta, pe poze. Roxana. Soția, pe la urmă, sunteți cu acte, nu? Încă nu, dar e mai mult decât... Stai mă, că acum pregătim. Pregătești nunta? Da. N-am stabilit anul, dar o pregătim. Ok, perfect. Important e că sunteți atât de faini împreună. Sunteți de cât timp ești cu Roxana? 22 de ani. De 22 de ani? Da, acum în martie. Da. Super tare. Da, fii atent, am un test pentru tine, dacă se poate spune. Tu știi ce cântec iubea... Cum facem prima dată? Dăm întâi un material și apoi revenim, da? Bine. Vreau să o luăm un pic invers, dai să vedem. Tata, la mulți ani, cu ocazia faptului că este ziua ta și că suntem deja de 18 ani împreună, am decis că este și rândul meu să spun ție întrebări. Așa că, hai să începem. Care este piesa pe care mi-o cântai atunci când eram un bebeluș? Deci, cântecă din copilărie, asta e. Ce piesă îi cântai azi? Stai că m-ai rupt cu surpriza, cu întrebarea de la fii mea, m-a luat cu broboane. Sunshine on my shoulder. Hai să vedem dacă ai răspuns corect. Că răspuns corect. S-a comunicat cu mine telepatic. A, da? Da. Păi îți spun sigur, da. Bun. Haideți să vedem mai departe. Că am mai multe întrebări. Băi, avem undeva răspunsurile, să vedem că e așa. Hai să o sunăm, dăm numărul ei, să o sunăm, să confirmăm că e așa. Avem răspunsul? Nu, zi-mi numărul, Iasmine, că o sunem pe ea. A. Să mă asigur că e așa. Tu sigur de asta vrei număr? Nu știi numărul pe de afară? Ba da, mă, cum? Ia. Dar vezi că e... Păgatul asta, ce este? Ba, e bine. Dar e un 0 în plus. Da, n-avea cum să fie numărul ăla. Gata. Asta e bun. Hai asta. Să, dacă răspunde, vorbesc eu. Eu zic că e la școală, dar nu, că e... Și la școală nu răspund la telefon? Și târziu și cred că e vacanță. Și nu răspund la telefon la școală? La școală? Ce vrem? Ea face școală, mă. Da, ce? Apropo, de școala Iasminei, deci sunt foarte încântat, uite că am ajuns la finalul liceului, de profesorul pe care o avut și foarte important să alegem școala și dacă e bine să fie în proximitate, dar profesorii au fost... Alo? Nu, când să zic și Iasmina? Eu. Iasmina? Salut, Măruță, sunt, ești în direct, ești la școală acum? Nu, sunt la meditații. Ah, ok, doar 30 de secunde. Învață, doar învață. Doar 30 de secunde. Care era piesa aia din copilărie pe care ți-o cântea tatăl tău? Se numea, stați așa, cer scuze. Se numea Sunshine on my shoulder de John Denver. Are dreptate, vreau să rămâi cu mine pentru că vreau să văd 100% că e exact... Nu pot să rămân, că sunt la meditație, eu un bac. Dar la ce meditație? Spuneți tuturor copiilor care se uită acum. La ce, ce faci meditație? La română. La ce face? La română și la istorie. Ah, la română? Mai stai un pic să văd răspunsul ăsta. La somă. Stai un pic, cât costă meditația? Dați caseta regia să vedem. Cum îți dădeai seama atunci când mințeam? Deci tu l-ai întrebat. Ia stai să vedem dacă... După forma guriței. E adevărat? Poftim? Își dădea seama că minți după forma guriței? Nu, eu nu știu. Asta eu acum. Acum sigur. Nu îți dădeam niciodată, de asta tot insistam. Deci, să știi că răspunsul e, ai grijă, vreau să faci să lucrezi un pic, când te uiți în oglindă, își dă seama după forma guriței. Da, nu mai e cazul să mint, dar... Corect. Să ai baftă la școală, noi continuăm astăzi de ziua tatăl tău, baftă la școală! Vă mulțumesc tuturor, succes în viață, la tot. Mulțumim mult! Te pup, pa, pa! Pup și eu, fama. Mă, la 3 și jumătate faci meditație? Da, frate, vrea să aibă rezultate bune la bac. Scump? Meditația?
Nu știu ce să zic. Important e că învață. Și, măi, și are o, de exemplu, profesorul de istorie are o metodologie foarte modernă și foarte atractivă. Îi place. Efectiv, îi place să meargă la meditații, ceea ce e mare lucru, ceea ce au făcut de altfel și profesorii de la școală. Foarte frumos. Hai, ce școală? Că toți mergi cu școală. Păi nu, că nu vreau să se creadă că fac reclamă, dar au făcut o școală bună cu profesori, fain. Când vezi că elevii își îmbrățișează profesorii când se văd și cum s-a format ea, adică în echilibru cu ce se întâmplă acasă. Tot pe subiectul ăsta, ca să nu uit, voi avea și invit pe cei care... Vă vedeți în Germania? Vă vedeți, yes, nu? Yes, of course. Da. Invit pe cei din... O să am o întâlnire la Stuttgart și pe cei din zona Stuttgart. Invit la o întâlnire pe care o voi avea ca temă de întâlnire. Va fi adolescenții în prim plan și copiii spun, părinții ascultă. O să am o întâlnire și cu adolescenți, dar și cu părinții lor. Și de vom trata de un fel de o întâlnire, da, o întâlnire dublă în care încercăm să ne reapropiem și să vedem ce probleme pe sunt ce și de parte. Pe data de 27 aprilie voi fi la Stuttgart. Perfect, eu ajung înainte. La Stuttgart, la mai exact... Strase. Okay. Aia e adresa. Hai să mergem, fii atent că mai are Iasmina câteva lucruri să-ți comunice. Mă, dar ce ați făcut voi, mă? Îți pare rău că m-ai lăsat singura acasă de Revelion la 13 ani? Unele traume trebuie vindecate, Virgil. Nu-mi pare rău, pentru că acea experiență te-a călit. A fost și pe mine și pe ea. Ai închis-o în casă la 13 ani? Nu. Am lăsat-o să petreacă. A vrut ea să petreacă cu încă două prietene acasă la 13 ani, acasă la noi, și noi am fost în altă parte. Noroc, aproape de casă. Și? Și? Vrei tu? Da. Da, și a fost o petrecere în toată puterea cuvântului la 13 ani. Pe mine m-a surprins că la vârsta aia, eu am crezut că o să le găsesc la un filmuleț în pijamăluță. Să ești, era și în curte, uitaseră că eu în cameră. Și am filmări, le-am arătat recent. Da, a fost foarte interesant. Ai zugrăvit după aia? Nu chiar. Ok. A fost o seară obositoare pentru toată lumea. Hai să mergem mai departe. Revelion de ținut minte. Da. Hai să merg departe cu întrebări. A fost vreo situație în care ai fi vrut să-mi aplici o corecție? Nu. Nu, pentru că am făcut asta la timpul potrivit. Nu, dar vezi că se leagă, cred că, întrebarea și cu aia de Revelion. Probabil. Nu, și tot ne puneam problema dacă e sănătos să interzicem ceva după un eveniment mai... în care, na, știi că e perioada în care se așează limitele, da. Adolescența, și am considerat că nu e tocmai sănătos, că e mai sănătoasă o discuție în care să explicăm, băi, fii atentă, că uite ce se poate întâmpla, uite ce, de ce nu e ok, uite... Și ușor, ușor lucrurile s-au reglat și suntem foarte bine. Să mergem mai departe. Am fost prea serios cu asta. Îți amintești cum te trezeam de dimineață când eram copil? Gândiți-vă că erau serii în care mă culcam chiar la 10. Și... la un 6 dimineața când se trezea ea. Am crezut că face un semn, da. Pe la 6 când se... Unde e prim plan acolo, da? Pe la 6 când se trezea ea, odată auzeam în somn, așa. Eram micuță. Tati, haide să facem o casă. Avea o casă pe care o făceai din tot felul de piese, de asta, de lemn, așa, că era foarte mică. La ora aia îți dai seama, sigur, mă dădeam jos și stătea, am o oră așa, calm, să facem o casă. Dar asta nu foarte des, doar în fiecare dimineață. Hai mai departe. Da, acum îmi amintesc cu mare plăcere. Mai departe. Îți reproșești ceva din postura de părinte? Boom! Reproșurile ar trebui să vină din partea ei. Eu cred că dacă am un copil ca Iasmina, înseamnă că am făcut împreună o treabă foarte bună împreună cu Roxana. Superb. Hai să vedem. Ce recomandări ai pentru părinții adolescenților din ziua de azi? Să-și asculte mult copiii, să stea cât mai mult
împreună cu ei cât sunt acasă și adică timpul ăla de calitate despre care tot vorbim, cu atenție, să nu amâne orice atenție pe care o acordă copilului și când avem, nu știu, acasă n-ar trebui să mai avem treabă foarte multă. Și cred că 30 de secunde să-i acorzi copilului timp când vine să-ți arate, nu știu, că a făcut un desen, că niciodată amânare. Aveai pentru... răbdarea asta? Aveam răbdarea asta. Am învățat să am răbdarea asta. Comunicarea. Știi, de când, poate că nu aveam de la început, poate că am făcut și eu treaba asta, dar atunci când mi s-a dat un exemplu, că la telefonul copilului, știi, există telefonul copilului, a sunat un copil și a fost întrebat, ai fost abuzat, ai o problemă? Zice, nu vă speriați. V-am sunat că eu am scris o compunere, dar părinții mei n-au timp să o asculte și ar vrea să vă citesc dumneavoastră. Din momentul ăla, pentru că a fost într-o campanie cu telefonul copilului, din acel moment am zis, niciodată n-o să mai fac treaba asta. Adică pentru că în orice moment vine copilul tău cu bune, cu rele, lucrul în care trebuie să, locul în care trebuie să se simte în siguranță trebuie să fie acasă. Acasă cu orice ar fi, și când face prostii și când face lucruri bune, acasă e safe și le putem rezolva pe toate. Frumos. Să știi că mai avem un mesaj pentru tine. Hai să vedem. Ia să vezi, domnul Virgil. Îți mulțumesc că am ajuns până aici împreună. Te iubesc, tati. La mulți ani încă o dată. Și sper ca de acum încolo viața să ne aducă cât mai multe momente frumoase împreună. Adevărul că ăsta e mesajul ăla. Bă, care... da, nu știu cum faceți voi. Îți mulțumesc mult, Iasmina. Suntem amândoi foarte fericiți că am ajuns la asemenea relație și la asemenea armonie cu Iasmina. Și de-aia ăsta e un motiv pentru care stau liniștit chiar dacă pleacă departe de noi. Eu îi mulțumesc. E un copil minunat. N-am ce să-i reproșesc. Acum, când vezi mesajele astea și când vezi că pleacă toate, vezi cum a trecut timpul și cum se... Parcă, da, știu parcă că apeși făceai, pe nu, dar parcă el făceai căsuțelele. Da, nu? Parcă el făceam căsuțele și parcă mâine fac 60, cum ziceam, da. Da, mă, Virgil, da, tu ai o viață frumoasă, pe cuvântul meu, ești omul... Să fim sănătoși. Care știi să-ți trăiești viața, să te bucuri, acum ți-ai făcut și restaurant, bei vinuțul și cu prietenii, stai și cu prietenii. Da, până la urmă, întotdeauna, oricât, chiar și în tinerețe, să știi cum sună. Tu ai zis-o noi. Și în facultate, noi în facultate petreceam mult timp împreună, prietenii așa, colegii, când era sesiune, nu ne sunam, nu ne vorbeam, ne vedeam de treabă, adică chiar eram foarte serioși, și după aia tot ce înseamnă golănie, petrece și așa mai departe. Și de-a lungul timpului am avut grijă să-mi acord timpul meu. Timpul meu în care stau cu prieteni, mă bucur, mă odihnesc, ce-o-i face, dar nici într-un caz să neglijez partea asta de reîncărcare, de suflet și de relaționare cu... Tot timpul am avut grijă de chestia asta. Adică au fost momente când ai renunțat la lucruri doar pentru a te reîncărca, nu știu, poate n-am renunțat, poate am găsit, poate mi-a permis, nu știu, și modul de viață, lucrurile pe care le-am de făcut, mi-au permis să-mi fac în așa fel, să-mi organizez programul încât să... Dar cred că a plecat de la mine. Mi-am luat timpul meu. Oricât de ocupat aș fi. Ai avut și noroc cu Roxana. Puhu, îți dai seama. Pentru că Roxana, pe lângă faptul că e... Partea, ea mă organizează. Asta vreau să zic, e și un fel normal, de dar dacă ar fi după mine organizare... Din spatele lui Virgilianțu. Foarte fain. Știi ce? Dacă eu aș putea să zic în ăștia 53 de ani, care la cum arăți tu poți să zici oricând că ai 35, adică îi întorci, dar eu cred că dacă ți-aș spune ceva, până acum ce n-ai făcut... Că toată lumea, felicitări la mulți ani. E bă, că mi se pare că ai lăsat-o cu muzica. Prea... N-ai băgat-o în seamă mai mult. Știi că am avut o perioadă. Am făcut și lansare de album și la tine aici. Am avut o perioadă în care am fost foarte activ cu big band-ul meu, cu trupa, da. După care m-am supărat pe ei. Dar acum... chiar săptămâna viitoare o să am o întâlnire serioasă de discuție pe tema asta și vreau să reiau puțin. Pentru că, într-adevăr, îmi pare rău, uite, am fost în turneu și cu Andra și cu Brenciu și mi-au spus amândoi că n-ar trebui să stau, că n-am voie să nu cânt. Nu, și în același timp, energia ta și vibe-ul tău, știi? Adică, ok, de asta mai bătrânești așa, dar totuși poți să-i doar o chitară și să...
Ok. Vezi cu gestica pe sub masă. Așa. Da. Ideea e că e foarte talentat, oameni buni, Virgilianțu, și ar fi frumos să-i trimiteți mesaje pe Instagram. Serios, eu te-aș vedea într-un proiect de ăsta în care să cânți niște piese astea de suflet, așa, știi? Mm-hmm. Acum, dacă îmi dau bine seama, și cu Eros Ramazzotti. Nu, ăla e mai în vârstă. E mai în vârstă. Un pic așa, la... Hai. Da, nu, eu am un proiect care încă n-a fost suficient văzut, savurat de oameni, pentru că e un proiect foarte fain, piese românești, reorchestrate, mm-hmm, și mai vechi și mai noi. E un proiect foarte mare, foarte... Da, un proiect mare, dar l-am adus într-o formulă mai restrânsă să poată fi ușor de transportat, da, și acum... Ai avea chef să ai energia asta? Am energie, da. Adică te-ai vedea acolo... Știi că m-am ofticat un pic când am fost în turneele astea și cu Andra și cu Brenciu, m-am ofticat un pic pe mine sau pe situație, pentru că m-am simțit foarte bine și am câștigat mult de experiență, știi, de scenă, și m-am simțit atât de bine încât mi-am dat seama că îmi doresc să fac chestia asta. Hai să faci, că ar fi foarte tare. Da. Eu asta, da, dacă e. În rest, Virgilianțu, oameni buni, să știți că este un super om, dar știți treaba asta, și ai o familie foarte faină, serios. Și mă bucur mult de tot că ai venit astăzi de ziua ta la noi la emisiune. Sper ca oamenii să-ți întoarcă mesajele de drag pe Instagram, pe Facebook, și să te găsească acolo unde scrie Virgil Ianțu. Mulțumesc din suflet.